Salutare tuturor și astăzi jucăm un joc interesant, se numește Foresters și cred că vrea să imite un fel de Backrooms. Adică în Backrooms trebuie să te glitchuiești și să ajungi în camera aia subterană. Iar aici practic trebuie să găsești random niște scări într-o pădure și se întâmplă chestii ciudate. Habanam! Urmează să aflăm, sper că ați apăsat pe butonul de like. Și acum să-i dăm aici Enter, să-i dăm Play, să ne jucăm. Am intrat deja în joc, am înțeles, mamă ce copaci. Aia da, pădure, fraților, aia da. Deci mă plimbam random printr-o pădure și am găsit niște scări. Cam despre asta e vorba. Să vedem ce fac scările astea. Poate sunt niște rămășițe de la, nu știu, un templu sau casă, ce-a fost pe aici, dracu știe. Și cum, doar mor pe ele sau este ceva pe aici dacă mă duc roată? Haideți să explorăm. Până la urma urmei este zi, aud păsările. E o zi frumoasă, nu se poate întâmpla nimic a creepy, așa-i? 5 minutes later. Oh, nu. Bun, roata nu este absolut nimic, așa că haideți să urcăm pe scările astea, să vezi că ajungem într-o dimensiune nouă sau ceva de genul. Da. Păi, efectiv am urcat sus, trebuie să se întâmple ceva? Mă arunc de aici, am rupt picioarele. Ia să ne rupem picioarele. Ui! Nu s-a întâmplat nimica, ok. Sau s-a schimbat ceva? Frate, ce-i horror în asta, mă? Până la urma urmei sunt niște scări doar într-o pădure. Ce poate fi nasol? Nu-i așa? Habar n-am, haideți să mai urcăm o dată să vedem dacă se întâmplă ceva. Poate se face seară și seara sunt chestii creepy, nu știu. Ei! Ceva pe aici? Cineva? O dimensiune nouă? Poate trebuie să mă duc mai încolo? Nu știu, fraților. Hai să încercăm să ne deplasăm un picuț, să plecăm de lângă scările astea ciudate și foarte dubioase puse aici. Pot să mă duc pe aici? Să vedem. Ah, nu pot, e un perete invizibil, din păcate. Păi, hai să mai urcăm o dată pe scările astea, poate a treia oară se întâmplă ceva. Dacă nu, dă-le dracu. Broi, acum văd ce dracu-i greșit cu cerul. Frate, ce-i greșit cu cerul? Hai să urcăm pe minatele scări. Surprindem acum cu ceva. Să se întâmple ceva, te rog. Haide, e a treia oară când urc pe ele. Oare trebuie să văd ceva de aici, de sus? Am găsit că e ceva pe acolo. Imediat îl vedem pe Slenderman, ești nebun? Run. Hai să mai urcăm o dată. Până la urmă n-avem ce face. Efectiv, doar scările astea. Hopa, am auzit ceva? Am auzit ceva. Nu știu ce se întâmplă. Scările astea, trebuie să fac ceva cu ele. Mă duce în rai? Drumul către rai? Hai că e drumul către rai, fraților, că nu se întâmplă nimica. Scări dubioase aiurea pe aici. Fraților, se întâmplă ceva dubios. What? 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 Plutesc? What? What? Ok, cred că trebuie să stăm sus acolo o perioadă și să ne uităm în jur, ceva de genul. Hai să aflăm acum împreună. Ia, am urcat sus. Bun, ne oprim. Și acum ce? Trebuie să căutăm ceva? Să ne uităm împrejur? Da, ceva se întâmplă. Nu mai cântă păsările. Hai să ne uităm după ceva anume. Poate apare ceva în distanță prin pădurea asta? Poate da. Hopa, ia, vedeți, nu umblu, vedeți, ne mișcăm. What the fuck se întâmplă? Hello? Bă, nu că vine ceva după mine aici, că mă cac pe mine, nici nu pot fugi în jocul ăsta. Wow, îmi bate inima. Fraților, ceva nu e ok, hopa. Ok, îmi bate inima tare, asta aud și eu. Bă, dar până îmi bate bine, nu? Înseamnă că trăiesc. Că dacă nu mi-i bate, înseamnă că am murit. Nu? Logic? Dă. Mamă, ce el suflă ăsta. Dar de ce e speriat? Care-i faza? Oh! What the fuck? Salut! Hai aici și tu sus la mine. Mai este loc. Putem sta la o poveste. Mamă, ce creepy e. Și stau, mă uit la el. Hai, facem concurs de clipire. Care clipește este prost? O,
asta e o problemă probabil. A descoperit Ionuț Țăranu America. Asta poate fi o problemă probabil. Dar numai probabil, nu-i sigur. Poate doar. Ce fac? Cobor? Sau... Ah! What the fuck? Later that night, mai târziu acea seară. Holy shit, ce s-a schimbat vibe-ul jocului, ești nebun? Bro, e beznă! Ce cauți seara în pădure? De ce? Este întrebarea mea. Oh, nu! What the fuck? Haideți să urcăm. Păi normal, haideți să urcăm. Mamă, dacă vine după mine ceva pe aici, o să mă cac pe mine, efectiv. Ia! Iar stau aici sus? Wow, 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 wow! Bună! Oh, stai! Cred că ăsta suntem noi! Gen înainte și acum jucăm ca altă persoană. Oh, nu! Oh, nu! What the fuck? Stai, mă, frate, stai, stai, stai! Mi-a plăcut jocul, a fost interesant. Cam atât cu acest episod. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși pe butonul de like și noi ne vom vedea episodul următor. Pa, pa!